poate că mulți dintre voi, adică nu poate, sigur mulți dintre voi ați avut problema asta dintr-o dată, ți se blochează ecranul, mouse-ul, nu mai faci nimic, nu mai se mișcă nimic, nu mai poți să dai un click, pur și simplu îți dă un ecran albastru unde spune că stop cod nu știu ce, că nu mai merge nimic, să contactezi administratorul, alte calculatoare se resetează, altele nu se resetează și rămân așa pe ecran albastru, trebuie să-i dai tot de la power să-l resetezi și iar pornește din nou, merge și pe ăsta câtva timp îți dă iar aceeași problemă. Deși tu nu ai instalat în calculator nimic și n-ai făcut nimic, nici driver, nici soft, nici altă placă video, nici nimic, e pur și simplu îți dă resetarea asta. După cum știți, eu pe aici pe calculator am instalat firewall-ul, am instalat pe aici și ăsta cu sandbox-ul, cu protejarea browserilor, cu toate felurile de chestii. Și tot am pățit problema asta cu ecranul albastru. De aceea vreau să vorbesc despre ea și să vă spun ce trebuie făcut ca să scap de nenorocirea asta de la Microsoft. Că de fapt, chestia asta cu ecranul albastru e din cauza că eu am restricționat pe aici prin calculator una și alte lucruri și el nu poate să-și facă damblava lui cum vrea. Când mi-a dat ecranul albastru, am dus aici în Event Viewer-ul astea. Aici intre din Control Panel și din Administrative Tools, da, acolo găsești toate chestiile astea, acolo, așa intre acolo în eventurile astea și aici îți dă și oră și dată și uite, toate chestiile care la mine sunt blocate, Smart Screen-ul, alte chestii și tot ce vrea el să trimite la Microsoft. Din cauza asta mi-a dat erorile astea. Acum eu vă arăt ce trebuie să faceți ca să nu mai aveți problemele astea. Eu m-am uitat aici în Event Viewer-ul ăsta și mi-a arătat când a fost shutdown-ul, când s-a blocat și când tot și ce aplicații încercau să-l ruleze și nu au mers. Așa. În primul rând, ca să nu mai ai problema asta, trebuie făcute trei chestii ca să oprești, două sunt în servicii și una în task și dule. Acum eu la task și dule aici am mai multe task și dule oprite, o să le pun în descriere să vedeți și voi câte task și dule am eu oprite pe aici. Nu vi le arăt că durează timp, dar o să vi le copiez acolo la descriere. Dar vreau să vă arăt ce e mai important, că ăsta nu l-aveam. Aveam altele, dar ăsta nu l-aveam și ăsta l-am băgat și ăsta acum. Uite, aici este SysMain, da? Astea toate trebuie puse pe Disable. SysMain-ul ăsta, acum mai nou, a fost redenumit, este SuperFetC, care așa se cheamă în Windows 7 sau chiar și în 8. La redenumit SysMain-ul ăsta. SysMain-ul ăsta e un serviciu care pornește tot felul de aplicații de la Microsoft în DOS acolo după 10 minute după ce ai pornit, începe calculatorul și hardul să-ți frece și să meargă într-una și să pornească tot felul de chestii de la Microsoft ca să trimită date acolo. Ei, ăsta de aici din task și dule trebuie oprit și mai este tot același SysMain în servicii, da? Uitați-l aici. Uitați-l aici, da? La mine e pus pe Disable. El parcă era pe automat. Da, parcă așa era pe automat, da. Și încă un serviciu care trebuie să mai îl oprești pe lângă astea două chestii ce v-am arătat. Este Windows Search, da? Asta parcă era pe tot pe automatic, dar pe delay. Deci pornește automatic, dar cu întârziere.
Deci astea două sunt serios, să se ocupă în primul rând de prostiile cu internetul, cu Windows Store-ul lui și cu prostii și tot felul de chestii, cu caută pe internet, caută și vrea să lanseze anumite chestii și nu poate. Și atunci îți dă ecranul ăsta de blue screen și scrapă calculatorul. Deci cam astea sunt chestiile care trebuie oprite, trei chestii, ca să nu mai ai băiol treaba să tot caute și tu, fiindcă l-ai oprit din firewall și de pe acolo, el de un moment dat nu poate și dă de blue screen și trebuie să resetezi și să pornești și să din nou iar să faci, poate la alte să corupi și Windows-ul și alte chestii. Vă uitați și la descriere, că o să pun și acolo toate serviciile care, adică tați și dulele alea care le-am oprit. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați și înțeles, chestiile astea sunt pentru cine e pasionat de calculatoare. Vă doresc multă sănătate și să auzim numai de bine.